ziua primarul Comunei 104 din 16.03.2018, vă invităm să participăm la lucrurile ședinței ordinare a Consiliului Local Comunal, ce va avea loc în data de 22.03.2018, ore de 16, la sediul primăriei Comunei Sărbâne, sala de Consiliu. Ordinea de zi următoare. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacoa Orașului Comunești, inițiator primarul Comunii. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare cu Fundația Terra des Homes pentru implementarea proiectului Suport pentru Infrastructură Socială și de Sănătate și Educație în județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 3. Proiect de hotărâre privind achiziție de servicii de informare, promovare și publicitate a activității Consiliului Local, inițiator primarul Comunei. 4. Proiect de hotărâre privind reziderea contractului de exercițiu de lucrări numărul 7.1 din 31.12.2009, având ca obiect alimentare cu apa satului aparținătoare a Comunei Sărbâne, județul Bacău, și scoaterea la licitația publică a lucrărilor rămase a fi executat. Inițiator primarul Comunei. Și 5. Diverse. Punem aprobarea ordinea de zi. Abținere. Am zis procesul. Deci primul supus. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația și Dezvoltarea Intercomunitară pentru Salubritate Bacoa Orașului Comunești, inițiator primarul Comunei. Discuții? Am primit o adresă de la Avist în care mi se propune excluderea Orașului Comunești din Asociație. În același timp am primit și de la Comunești o adresă prin care cei de la Comunești precizează că a aprobat contractul către EcoSud. Aprobarea contractului către EcoSud s-a făcut în conformitate cu actul adițional numărul 1 al documentului de poziție aprobat în 2010. Adică 2010, în acel moment, pe orașul Comunești, chiar și acum, funcționează o stație de soltare, soltare transfer, care este executată prin fonduri europene. Având în vedere că ei au aprobat acest contract la nivelul 2010 și conform asociației, pentru funcționarea celulei 2, trebuie aprobat acest contract cu EcoSud toate orașele, comunele care fac parte din asociație. Avisul propune excluderea orașului Comunești din din asociație, având în vedere că până la data de 30 mai funcționează celula 1, începând cu data de 30 se închide celula 2 și trebuie neapărat ca EcoSud să administreze groapa de bune. Dar ce trebuie să facem noi? Exclude orașul Comunești. Păi bine pentru lucrul ăsta să-l facem. Asta e, noi nu să știm, ce să știm noi ce. După câte am înțeles, deci orașul Comunești, acum sunt sub contract cu groapa de gunoi EcoSud, cum îi mai spune el. Nu cu EcoSud, cu celula 1. EcoSud e pe celula 2. Păi el spune cu... Păi nu este. Asta are aprobare și pe EcoSud. Da, zice că a aprobat, dar a aprobat în condițiile din 2010. Și condiții din 2010 era ca tu să lași Comunești și să funcționeze pe transfer și soltare. Păi ei nu pot, nu vor să accepte condiții în 2010, având în vedere că celula 2 este pe alte fonduri, nu pe fonduri pe Valea Muntelui. Adică ei, acum ar trebui să fie o înțelegere între ei. Adică eu îmi fac celula 2, nu te las pe tine să vii, pentru că eu mi-am făcut celula 2, tu ai un proiect pe Valea Muntelui, eu am un alt proiect pe fonduri europene. Eu am înțeles că la celulă, când se depozitează, se depozitează la kilogram, la ton. Deci discuția
între Adis și Comănești poate fi tranșat între ei, pentru că la Comănești se execută sortare și la celula 2 predă numai ceea ce cade de la sortare. Deci, groiul, menajer pur, care nu are altă destinație de refolosință. Deci, să nu trateze ei și deși să-l dea pe ăsta afară ca să nu mai aibă unde depozita ceea ce pică de la sortare, și să nu, deci să înțeleagă să plătească la kilogram, la tonă. Cât duși, atâta să plătească. Da. Mi se pare logic și cred că ar trebui să ia și alții exemple, să sorteze. Deci ăsta care vrea să intre în normele europene legat de mediu cu gunoi selectiv, îi dăm în cap și nu lăsăm să funcționeze. Noi care ducem și beton, ducem și de toate, mergem în continuare. Nu știu, parcă e ceva în apă, dar a ieșit. Spun lucrul ăsta pentru că eu știu că orașul Comănești, încă de pe când lucram acolo la Comănești, avea un proiect în derulare tot pe fondul europene, prin care ei își organizase, eu știu, colectarea și reciclarea și depozitarea gunoiului și acum mi se pare normal că să continui. Dacă utilajele funcționează, dacă totul este organizat ca să poată și aia la celul să-i primească ceea ce depozitează acolo, la kilogram. În principiu, poluatorul plătește cu cât poluează. Asta e părerea mea. Și mă abțin ca să votez, ca să eu ce mai știu că acest proiect Valea Muntelui plus proiectul de pe ISMA, deci ISMA înseamnă cele 22 de comune, plus cele două proiecte de pe Moinești și de pe Comănești, Valea Muntelui și el, aveau anumit termen de valabilitate, dacă pot să-l numesc așa și era 1 ianuarie 2017, când s-a intrat în asociația ADIS. A intrat și orașul Comănești și Moinești. Deci proiectul pe fondul europene 2010 este inclusiv cetățenii de pe Comănești și Moinești. Conform caietului de sarcini studiu de oportunitate, este cantitate de gunoi către societatea colectoare, dar gunoi se plătește la pe populație. Acum, conform legii deșeurilor, se precizează că trebuie plătit pe kilogram. Dar acum, când ai făcut acest proiect, este pe persoană. Acum e... Trebuie să cauți soluții de rezolvare. Se poate ca să dai piciorul un proiect care deja a funcționat. Înțeles că lor îi ceri bani înapoi de fonduri europene, nu trebuie bani înapoi dacă nu... E așa spun, dar nu cred că e adevărat nici asta, pentru că ei, pe 1 ianuarie 2017, nu mai avea nicio legătură cu fonduri europene. Deci, ei pur și simplu vor acum să plătească doar la cantitatea de kilogram de gunoi. Aici e singura problemă. Adică să-ți lase stația soltare transfer. Adică tu, n-ar fi să închizi stația soltare transfer de la Comănești și să vii la Berești. Și de la Berești să-ți ia cu să-ți ducă la celula 2. Adică tu te închidă pe-a ta și să vii. Eu prima dată acolo făcut-o și acum o să închid. Nu, dar eu cred că ar trebui căutat o formă de colaborare în așa fel încât să se includă și mijloacele cele care le au acolo, mijloacele materiale. O formă, nu în circuitul lor. Cred că se găsește. Noi chiar să ne pentru mine, ca și comună, mă interesează bunul meu sau comunele mele. De data de 30, eu nu mai am unde duce gunoi. Pe celula 2. Problema este că nu poți să-i dai pe Comănești dacă nu-i dai pe toți, dacă nu aprobă toți. Deci unul, dacă nu aprobă, trebuie să se ducă în instanță să solicite excluderea. Adică din acele 80-90 de comune, sau cât sunt, 86 de comune și toți să fie de acord. Una, dacă nu este de acord, atunci trebuie să te duci în instanță.
Da, dar eu venit mă drești cu motivații, cu motivații clare. Clară. Adică te cu motivații clare. Deci are să vină cu motivații. Cumănești vine cu motivații. Cumănești tu motivează că ei apropă la nivelul 2010, având în vedere că au un proiect european. Dar tu nu ai proiectul european din 2017, deci tu l-ai avut până în 2017, Adisul spune. Dar e funcționabil. E funcționabil. E funcționabil. Dar eu am un proiect care se plătește pe persoană. Am înțeles. Tu vrei să plătești pe cantitatea de gunoi. Adică, dacă ești o asociație și toți plătim pe persoană, trebuie să te aderi și tu pe persoană. Adică, așa mi se pare că, chiar dacă stația ta stă să funcționeze. Ei n-au ajuns, cred că ei n-au ajuns la un compromis și au aruncat-o în partea asta acum. Și au aruncat-o în partea asta acum. Până la urmă, da. Da, până la urmă, da, e scandal mare. Da, pe ideea asta. Și au aruncat-o în partea asta. Deci e foarte greu să faci distinția, adică toate 80 din comune plătesc la persoană, tu comănești în 20 la tonă. Nu se poate, tu vii în proiectul meu, nu mă duc eu în proiectul tău. Pe o parte comănești, pe de altă parte zice, dom'le, eu nu vreau, eu vreau să-ți plătesc la tonă ca o stație de transfer. Dar primești-mă la celula ta 2. Păi nu poți să te primesc la celula 2, pentru că eu la mine se plătește persoană. Adică tu acum, comănești, tu trebuie să duci undeva cu noi. Unde îl duci? Când ai unii să-l duci. Tu trebuie să te primesc eu pe tine la groapa mea de gunoi. Păi atunci când și domnul Dumitru Vasile de date, dom'le, ar fi trebuit să fie o înțelegere între ei doi, ei acolo, la nivelul, eu știu ce înțelegere, astfel încât se poate duce, dar eu ca și român nu pot să mă blochez acum din cauza orașului Comănești. Un exemplu clar, exact cum a fost cu gunoiul, cu mașina de gunoi. Da. Tu s-a cu mașina de gunoi și te-ai dus la mașinile lor. Te-ai dus la mașinile lor, pentru că de ce? Că nu te-a primit la cea lor. Exact. Dar nu e rog de primească. Dar nu vă primească. Ce faci? Ce faci cu gunoi? Dar toate cealaltă comune vor plăti la Uniunea Europeană acei 500.000 de euro pe lună, că nu ai unde să fii gunoi. Celula 2, nu poți să o pui. Deci ăla nu se vrează administrarea ecosului și nu este cu noi. Pentru că de ce? Comănești nu se înțelege cu... Cu Adisul. Plata pe persoană, mi se pare cam așa, așa, așa. Pentru că la Moinești a văzut cu 5-2 euro și nici da, nici nu. Moinești a văzut că au făcut ei o înțelegere, nu știu ce înțelegere. Că Moineștiul au acceptat anumite condiții, nu știu ce s-a întâmplat. Moinești. Ei, Comănești nu a acceptat. Nu găsesc un lucru. Că Comăneștiul a fost o comune, spuneți-mi dacă greșesc, o comune pus oraș Comănești. Ei, toate comunele astea 8 s-au retras și au rămas Comăneștiul. Adică, e, cred că, din punct de vedere, spun și eu un punct de vedere să nu greșesc un ce am spus. E vorba și de puțin încăpăținare. Adică, rămasă când stai la niște negocieri, mai lași tu de la tine, mai pui tu ceva. Adică să există totuși o înțelegere. Că nu poți să blochezi un proiect de 40 și ceva de milioane de euro, că vrei tu pe trică Cropotan. Nu poți. Adică vii în proiectul meu, exact cum zice rusul, vii la mine, dar accepti condițiile impuse de mine, că e casa mea. Eu dacă vin în casa mea, nu accept condițiile mea ta. Adică ți-mi pun eu ta. Dar nu Într-un final, cum este bine ca să procedăm? Când dumneavoastră bănuiesc că ați fost la discuții, nu am fost la discuții. Eu, punctul meu de vedere, nu pot să blochez un proiect de o asemenea regulă, doar pe niște lucruri pe care... Păi nu mă interesează. Nu o să pleci Comăneștiul că am aprobat eu excluderea sau neexcluderea orașul Comănești. Nu! Pentru că, la un moment dat, sunt 80 și ceva de comune. Dar eu, când stau și mă gândesc, nu vreau să blochez cu mâna mea. Eu nu vreau să blochez cu mâna mea. La un moment dat, Comăneștiul este... Fiecare să se exprimă la anumit punct de vedere. Pentru că, la un moment dat, sunt și luptele astea din interiorul partidului. Mă, aici PNL-ul, aici PSD-ul, aici UDMR-ul, aici... Adică, dumneavoastră credeți că comunele care sunt parte din lângă Comănești, din anumit, din punct de vedere politic, ei aprobă excluderea, nu aprobă excluderea. Și atunci, groapa de gunoi, celula 2, indiferent de ce presiune există, ea nu se dă drum. Ascultați-mă, trebuie să te duci în instanță. Nu se dă drumul. Pentru că, la un moment dat, dacă eu sunt prieten cu Gheorghe, cu Vasile și cu Ion, mă susții până în pânzerea. Și atunci,
Păi, dar e într-un final, cred că e și limpede. Dacă, și limpede. Dacă blochează, o blochează tot, ai lor. Și blochează tot. Ai lor. Indiferent, dar nu se dă drumul. Nu se dă drumul. Da, dar nu blochezi tu. Nu blochez eu. Că știi, zici că mâine poem iar din nou, știi ce se întâmplă. Vine cu presiune și ea face ședință din local. Că așa se întâmplă. Așa se întâmplă. Punem sub aprobare? Blochează, ai luat și atât de atât. Dacă mai sunt pentru? Câte? Câte pentru? Nu, fără de domnul președinte. Eu m-am abținut. Abținut. Eu m-am abținut. Nu, pentru. Și am spus și eu. Deci, abține domnul? Eu îmi exprim iar în punct de vedere. Noi suntem încă foarte mici, dar nu pot să blochez eu niște ambiții personale al voii primar. Până la urmă, acolo e voie. Știți că și noi am avut niște ambiții personale mari, vis-a-vis cu mașina noastră de gunoi. Știți? Nu știu. Nu știu. Adică n-am avut, dar n-ai avut unde să te duci gunoi. N-ai unde să te duci gunoi. Așa și cum ar și știți ce o să întâmplă? Nu o să ai unde să te duci gunoi. Considerați că trebuie să înțeleagă. Cum să mai negociez prețul? Da, cum păciți acea păciță? Deci, tocmai de aceea, deci, mai întreb și încă o dată, că trebuie să înțeleagă între ei. Da, cam așa, da. Deci, nu poți să blochezi în ploie, așa este. Nu poți să blochezi, dar nici ca să dai piciorul la niște investiții care... Ai dreptate, dar și tu vii la noi în casă. Tu te împui niște reguli pe persoană. Aici vreau să, încă o dată, să punctez. Lăsăm dreapul toate contradicțiile astea între partide. Să lăsăm toate discuțiile astea contradictorii. Problema este să caute soluții și să valorifice și ceea ce au acolo. Da, pentru că nu știu să distruge. Păi da, noi în loc să luăm cu un exemplu bun. În loc să facem ce au făcut ei bun. Noi acum le dăm cu piciorul, că nu suntem noi gata. Și la noi nici nu e gata la Bereș ca să-i dea drumul, să-i cheie, să recicleze la Bereș. Deci, ceva care deocamdată cred că trebuia să meargă pe colaborare, înțelegeți, și să meargă în continuare. Deci, cu ce la nivelul alt? Păi de-aia noi acum le tragem un semnal de alarmă ca să facă discuțiile la nivelul înalt. O să vă explic la sfârșitul ședinței, știți? Stația de mașini de la Tesca, baza aia s-a fost în baza aia, știți unde trebuia să fie? Nici la noi n-am reușit, ca să știi. Deci, 10 la 2. Prima dată a fost rezultat în privilegi și să-mi vei. Aici a jos. Într-o noapte, la o discuție, trebuia reușit, să nu mai intru la mănânc. Așa și nimeni, trebuie să-i iubi aia. Trecem la punctul 2. Da, da, da. Mergem pe ce mă duc. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare între Fundația Terra des Homes. Hormes pentru implementarea proiectului Suport pentru infrastructură socială de sănătate și educație în județul Bacău, inițiator primarul comunei. Mulți dintre dumneavoastră ați participat în această ședință cu Fundația Teltezon. Ei, în general, s-au axat pe terenul de fotbal, pe cultură. Noi am fi vrut foarte mult să facem terenul de fotbal de aici, de la Sândoia. Condițiile pe care mi le-au impus ei, nu am fost de acord cu ele. Adică ei să vină cu un proiect care costă anumită valoare, ei vin cu societatea respectivă, noi, adică sunt niște condiții pe care nu le-am acceptat. Din valoarea care ei preconizau că o să ne dea, 17-18.000 de dolari, după toate cheltuielile aferente proiectul, avizului și licitație, nu ne-ar fi venit 7.000 de euro, dar ei să coloneze toată lucra. Adică pentru 7.000-8.000 de euro nu stau la mâna ta, adică Teltezon. Și de ce spun că nu stau la mâna lor? Ei, spre exemplu, ar fi putut să vină la licitație cu pe metru cub de beton 5 milioane și el să fi costat 3 milioane. Și el nu poate să-ți plătesc puția 5 milioane dacă nu fiați 3 milioane. Adică, și erau niște condiții pe care nu le-am acceptat, al terenului de fotbal. Nu am încercat să facem un teren de joacă
aici în spatele poliției. Ei au precizat că este o suprafață foarte mică, la care eu am venit cu ideea că faceți câteva bănci, niște betoane, nu au fost de acord, ok, până la urmă au rămas să facă biblioteca de sus, să o doteze. Noi să ne ocupăm, să punem geamul de termopan pe balcon, am adus un expert de la Iași care să facă, să ne efectueze o expertiză tehnică pe balcon, dacă proiectul făcut în 2006 suportă o anumită greutate, așa teoretic ar trebui să suporte, dar pentru că este o cădere mai mare de 10 ani zile construită, îți trebuie neapărat expertiză tehnică. Noi punem geamul de termopan, iar ei toată sala, calculatoare, renovează tot. Și atunci, pentru a putea beneficia de acea sumă de 17.000-20.000 de euro, da? Îmi trebuie un raport de asociere între noi și Fundația Tertezon. Deci, fără raportul ăla de asociere, nu poate fi implementat acest proiect de renovare, de dotare a bibliotecii din cadrul primăriei Sândoi. Asta e dar nu încercați să o mobilați pe ELAM, care din clădirea nouă a Primăriei Culturale este sală destinată bibliotecii. Deci nu se încearcă ca să o pun pe aia în valoare. E și mai modernă, are și... Am precizat acolo, este o clădire foarte greu de întreținut. A venit expertul acum, nici acum nu putem să obținem acei normative din 2006 erau ok la vremea respectivă. Adică proiectul a fost ok la vremea respectivă, nu aveam nimic, dar pentru că normativă, legislația s-a schimbat, nimeni nu mai semnează pe anumite modificări care ar fi trebuit să fie făcute acum în... Adică... În situația asta, clădirea rămâne neutilizat? Căutăm soluții, dar nimeni nu poate să nu semnează pe o clădire fără autorizație ISU. N-ați văzut peste tot. Adică, mai mult de atât, ca să funcționeze o bibliotecă, o cameră de bibliotecă, tu nu poți să încălzești 1500 de metri cubi, 1500 de metri pătrați. Adică, cheltuielile sunt foarte mari. Să ai niște aplicități bune. Mai sunt și care poate să fie degenerează discuția mea cu subiect și n-ai văzut. Altcineva? La vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind achiziții de servicii de informare, promovare și publicitate a activității Consiliului Local Sândulen, inițiator primarul comunei. Anumite societăți a venit cu propunerea și cu anumite oferte de înregistrarea ședinților Consiliului Local prin încheierea unui contract între autoritatea contractată și societatea difuzoare de televiziune. Conform registrației în vigoare, noi aprobăm achiziționarea acestor servicii, că sunteți de acord cu achiziționarea servicii, iar prin biroul de achiziție se va face această achiziție. Adică se va face un anunț de publicitate și se va încheia un contract cu societatea care oferă prețul cel mai scăzut. Altcineva răspunde prin la cuvânt? Da. Deci noi aprobăm într-un fel că suntem de acord să achiziționăm aceste servicii. De promovare, publicitate. Da. Nu cu valoarea lor, nu cu firma respectivă. În următoarea ședință. Am înțeles. Deci asta, ca să... Doar că suntem de acord cu aceste servicii. Da. În momentul când, pe exemplu, se va face o achiziție. Achiziția se va face, va fi o achiziție directă, prin un anunț de publicitate sau prin cererile de ofertă, adică prin diferite mijloace, și prețul respectiv va fi comunicat Consiliul Local că televiziunea Ițulescu a câștigat pe valoarea respectivă. Din la vot, cine este pentru? Patru.
4. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de execuție a lucrărilor numărul 7001 din 31-12-2009, având ca obiect alimentare cu apă a satelor aparținătoare Comunei Sândulești, județul Bacău, și scoatere la licitație publică a lucrărilor rămase a fi executate. Inițiator primarul Comunei. În 2009 s-a încheiat un contract pe alimentarea cu apă pe o OG7, poate, nu? Pe OG7. Din lipsă de finanțare, dacă greșesc, mă completez, din lipsă de finanțare, din 2010 până în 2014. În 2012 știu că a mai fost lucrări executate de 3.000 de 600, pe care nu au venit bani. Au venit în 2014, cred, sau în 2012 au venit. Din lipsă de finanțare și niște schimbări de normative de legislație, a trebuit să reactualizăm proiectul. Am reactualizat proiectul, acum constructorul, am reactualizat, am modificat proiectul pe baza de IPC, dar constructorul în acest moment tot nu dorește continuarea lucrării. Spre exemplu, anul trecut a plecat oamenii la cuvânt de porumb, pentru că nu-i convenea ce sume încasează unii la comandă noi. Acum îi dau și unii dreptate, pentru că salariul minim pe economie, când a venit pe manopie, era de 675 de lei muncitor necalificat, acum e 1900 de lei. Pe helpdesk, vedeți, verificați pe interactiv, domnul Marian, pe interactivitate bibliotecă, intrați pe helpdesk, ANAP, intrați pe ANAP, interactivitate, bibliotecă, unde sunt diferite întrebări care le adresează instituțiile publice și nu numai instituția publică. Pe speța 46, 49 și 169 se precizează modificări ale contractului cadru pe bază de ajustarea prețului, modificarea contractului, ajustarea prețului. Ajustarea prețului pot fi făcute numai pe modificări ale registrației și pe bază de IPC, pe material. Acum, noi avem modificări în contract. Condiția esențială era să fie trecută și în contract, și în documentația de atribuire. Este trecută cu ajustarea prețului pe bază din ISE, dar nu este pe manopie. La un moment dat, un articol zice, proiectul rămâne fel cu toată durata contractului. E o situație mult prea grea. Am aprobat în Consiliul Local reactualizarea valorii lucrărilor rămase de executat. În același timp, un articol din un contract se precizează. Contractul de execuție este pe un an de zile, dar cu posibilitatea de prelungire a contractului de execuție. Contract de execuție. Prelungirea contractului de execuție cu o firmă se face pe baza unui document justificativ. Adică o hârtie, o adresă, o solicitare, o notă de deschidere, prin care eu, ca și onorator de credite, sau ca beneficiar respectiv oasă doen, soliții societății executoare de execuție prelungirea contractului. El nu a solicitat nici el prelungirea contractului, nu am solicitat nici eu prelungirea contractului, având în vedere că mi s-a creat un prejudiciu de nefinalizare a lucrării. Dar nici el, în același timp, nu mi-a solicitat prelungirea contractului. Eu nu pot să stau așa. Nu pot să stau așa. Aș parte la licitație, lezi de executat. Iar a doua posibilitate care ar fi, ce posibilitate ar fi? Să ridic valoarea contractului pe manoperă, pe valoarea care ne dă proiectantul acum. Dar și aici este puțin cam ciudat, adică trebuie să mă duc la București să verific dacă pe documentul. E o asumare de răspundere la primarul. Tu foarte greu, atât timp cât el a venit pe 62%. Tu ridici valoarea aia, dar dați seama, valoarea unui contract acum, să zicem, unui proiect de asemenea învergură este 2 milioane de euro, dau un exemplu, 90 de milioane, dacă vii cu 62%, 54 de milioane, tu practic îți ridici numai manopera. Dar săpături, tot ce este pe acolo, se păstrează la nivelul din 2006, adică tu nu beneficiezi de banii aia. Banii aia îi dai muncitorului. Să mai scrie cineva? Noi avem pe Consiliul Local Mândești, au dreptul să aprobe așa ceva, o rezilierea unui contract?
Dar cine? Cine? Eu? Nu, zi. Da, cum să nu. Deci posibilitatea de prelungire, nu de zile. Deci aici, pe expunerea de motive, unde a scris acolo. Deci eu, ca să prelungesc, deci dumneavoastră aprobați niște indicatori tehnico-economici, aprobați un contract. Deci Consiliul Local aprobă încheierea contractului în urma licitației, comisie. Ei, aici, eu ce-am spus? El nu a solicitat prelungirea celui altul. Nu, am înțeles lucrurile. Da, el nu a solicitat prelungirea altului. Eu nu pot să, de la mine, eu sunt doar administratorul comune, nu pot să solicit prelungirea acestui contract atât timp cât mi s-a creat un prejudiciu comun. Adică... Eu nu m-am referit la așa ceva. Eu am înțeles, am înțeles piețele. Nu, 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 dacă... Dacă la un moment dat, am aici... Cine este aia de la procuror? Cum am adus aici? În masă. De la sigur. E de să aici... Pe masă aici. Avem o hârtie de exemplu și acum, nici acum nu este rezolvată problema cu... Era pe masă. Problema cu... Dar nu mai văd, nu mai văd. Trebuie deci nici acum nu este rezolvată problema cu compensarea datoriilor. Adică, la un moment dat, el trebuie să-mi dea mie 1.600.000, 1.400.000, el mi-a făcut căldi 1.600.000. Ei, procurorul ce îmi spune? Băi, compensează datoriile ca să n-ajungi în judecată. Eu n-am făcut nici acum compensarea datoriilor. Este foarte greu eu sunt un simplu angajat să fac eu compensare de lucrări. Adică, să-ți spun, ai băgat țava atât, costă 7 lei, tu îmi spui 8 lei, eu spun 7 lei, adică să fie o negociere între mine și el de compensarea datoriilor. E foarte greu, adică eu să fac compensare pe propria mea pregătire. Nu zic că nu mă pricep, dar nu am pregătirea necesară, tehnică, ca să fac acest lucru. Deci nu iau acum de discuții, că eu aș avea ceva împotriva rezidenței sau mă gândesc ca să sunt cu și trebuie. Din contra, vreau ca să privim bine dacă prin această rezidenție noi câștigăm timp ca să putem pune, ca să poată fi pus în valoare această investiție care are deja o grămadă de cheltuieli făcute. Dacă asta ați analizat din toate punctele de vedere, că a să avem un alt constructor care o să fie mai serios pe asta și că acest domnul Gane sau cum o cheamă societatea asta nu o să facă nicio contestație sau plângere în instanță pentru că s-a reziliat contractul numai unilateral de numai de o parte, totul e bine atunci. Nu mai este că, practic, eu această noțiune de rezilierea contractului nu este o rezilierea de contract. Trebuie să se înțeleagă foarte bine. Nu este rezilierea de contract. Rezilierea de contract se face conform articolul 1312 din Codul de Procedură Civil când acea societate este în contract. El nu este în contract cu mine. El, în acest moment, nu este în contract cu mine. El nu este în contract cu mine. El nu a avut contract decât un an de zile. Dacă nu e în contract cu noi, ce zile? Păi ce zile? Că nu este. Scoaterea la licitație, la lucrare, nu va să-i încercat. Deci el nu este în contract cu mine. Și a spus nepărungirea, contractul, având în vedere că la un moment dat am precizat aici, având în vedere că el nu a transmis o adresă de prelungire actului, primărul Consiliul Local, nu a ia act de neprelungire a... Deci el nu este în contract cu mine. Și nici nu a făcut o adresă de prelungire a contractului. Și nici eu. Mă, domnule. Dar el mai vrea bani, că se mai dă ceva bani noi lui. Are interesul. Conform ce se precizează, eu țin minte așa, domnul secretar a pus pe SECE nu a dat curs acestei soluții, toate conform punctului din încălare, executant avea posibilitatea de a solicita și el prelungirea termenului de execuție.
El nu a prelungit, nu a solicitat. Situația asta atunci a scoateți la licitație și pe el dat să vă judecată că nu s-au cadrat. Exact, 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 pentru că eu acum, deci de asta sunt la tapta aceasta, eu cum să semnez un contract acum cu Romgan, când suntem în luna februarie, când este expirat pe 31 decembrie? Pe situația asta, nu se mai pune revizia. Este revizia de drept. Că oricum finanțarea este până în 2018 și dar cu posibilitatea de prelungire. Dar e o situație grea, adică indiferent de ce spunem, ce discutăm, e o situație grea cu apa. Și vedeți dumneavoastră, pe Sândureni, ce este deranjant? Dom'le, e gata tot, e gata. Trebuia doar să facă puțul de la Sândureni și să trimită apa în bazin și să dea drumul la apă în Sândureni. Atât! Și puturile sunt plătite, pasul din Milani. Deci, practic, el trebuia să vină să monteze un put, să pună o pompă care să împingă pompa sus la bazin și să dea domnul la tot să nu renam. Dar bazinul este gata, nu? Bazinul este gata, îi trebuie să metem cu domnul. Dar este gata, adică 2010. Nu ai la Bacolul, le ai cu poziții. Nu spui poziții. Către bată. Spui poziții, poate să bage apă, dar dacă ești în Bacolul, nu poate să bage apă. Păi dar trebuia plecat și n-a fost să le monteze. Păi n-a fost să monteze. La un moment dat îi spun ambele, e în custodie. Și el spune, dom'le, mă costă 50 de milioane mașina. Eu am... Îs plătite, nu? Îs plătite. Și el, dacă intru în solvență, nu mi le mai dă. Și eu trebuie acum neapărat să taxez o macara, să le aduc. Dar unde le aduc? Ce să fac cu ele? Le pun în puntea școlii, că dacă nu le-am adus, cineva va răspunde. Dacă ți le dă? Păi mi-e gândit că îi mă duc cu actul de custodie, mă duc cu executorul. Mă duc cu executorul, mă duc să-l iau din curte, că s-are mele, că am procesul de iau din custodie. Sunt acolo, păi sunt acolo. Exact cum am pățit și cu țeava. Păi țeava, dacă nu mi-o aduceam, dădeam cu subsenatul. Țin țeava acolo. Dar dacă nu aduceam, era o problemă țeava. Pentru că eu în fața procurorului acum zic, domnule, am țeava. De cât ce valoare ai? 1600. Am țeava. Altcineva să mai scrie la cuvânt? Nu. E o situație mai grea cu apa. Deci aici rămâne termenul de revizie sau trebuie prelungit? Deci injectarea de drept. Pentru că el deci, nu mai este în termenul de execuție și după aceea de ce nu a mai venit, cu toate notificările, n-a mai venit aseară să... Nici n-a mai semnat acțiunea. Vreau să credeți că mie îmi convine. Să scoți aia la licitație și... Fui, e nou de greu să scoți la licitație. Dar nici nu o scoteam la ta. Nici nu o scoteam. Dacă eu n-am scos la... Dar nu te-ai cum mi-a făcut lucrări din Miran 300 un an de zile și pe unul a plecat. De ce faci cu Miran 300? De serios. Un Miran 300? A făcut pe Oșa Blanc, conducta aia, a băgat pe Oșa. A băgat pe drumul. A completat capitele astea. Cu trei oameni de noi de acum. Trei oameni și cu și aia trei oameni de acum. Să trei oameni de actualizare. Nu, nu. Nu, nu. Dacă ți-o puni proiectat, nu? Da. Cum proiectat? Cine-i pentru pasul? Diverse. Cine se scrie la cuvânt la diverse? Nu mai avem de discutat nimic? Cei care nu au discutat, nu puteți mai trece. Dacă nu sunt discuții. Dacă nu sunt discuții, nu sunt ședința. Da? Mulțumim. Putem pasă.